Ai iubit vreodată ceva atât de mult încât ai vrut să duci acel ceva la un alt nivel? Aici vorbim despre a lua un lucru simplu și a-l transforma într-un lucru extraordinar. Ți s-a întâmplat vreodată să te joci pe calculator timp de câteva ore pe zi, iar apoi să găsești o cale să faci acel joc chiar și mai distractiv? Chiar dacă ai experimentat sau nu aceste lucruri, aceste legende din întreaga lume cu siguranță au făcut-o. 11. Să începem lucrurile cu bunul nostru prieten Chen Sanyuan, de asemenea cunoscut ca bătrânelul Pokémon Go. Vă amintiți când Pokémon Go a fost pentru prima dată lansat în mijlocul anului 2016? Desigur că vă amintiți, pentru că a fost lansat în diferite țări și acest joc a fost foarte popular în întreaga lume doar pentru câteva luni. Înainte să ne dăm seama, orice om își plimba câinii în jurul orașului în căutarea celor 150 de Pokémoni. Nu trebuia să fii un gamer răit pentru a te juca, trebuia doar să iubești Pokémonii și acum să fim serioși, cine nu o face? Unii oameni aveau cu ei baterii portabile ca telefoanele să nu se descarce și să continue să prindă Pokémoni. Unii jucători aveau chiar două telefoane pentru a prinde anumiți Pokémoni care erau în zonă. Telefoane duble egal putere dublă. Oricum, dacă crezi că două telefoane pare cam prea mult, te înșeli. Un om din Taiwan pe nume Chen Suan Yuan a devenit un antrenor de Pokémon Go destul de respectat deoarece folosea numai puțin de 11 telefoane. Această abordare, destul de isteață și de unică, a atras atenția oricărui fan al Pokémonilor din toată lumea, toți fiind fascinați de dedicația și tacticile sale. Ce nu s-a oprit acolo, la început a avut 11 telefoane lipite de bicicleta sa, dar acesta a decis că nu erau destul de eficiente, așa că a dus Pokémon Go la alt nivel din nou. A decis să abandoneze bicicleta pentru mersul pe jos cu 12 telefoane și baterii portabile, toate atașate de corpul său. Sigur, lucrul acesta a fost îndeajuns. Ei bine, nu a fost. Acesta a mai făcut încă un pas uriaș și înainte. În 2019, domnul Chen și-a luat bicicleta din nou, de care a atașat de această dată de aproape de două ori mai multe telefoane, de la 11 la 21. Mai mulți oameni sunt încă impresionați de el. 10. De la un joc precum Pokémon Go, trecem acum la alt joc, un clasic adevărat, care nu va îmbătrâni niciodată, Tetris. Tetris nu este deloc un joc nou și, de-a lungul timpului, acesta s-a extins. În zilele noastre poate fi jucat pe orice, de la telefon și arcade machines din anii 50 la PlayStation-uri și calculatoare. Cum a adus cineva Tetris la un alt nivel? Hai să ne întoarcem atenția către un grup de genii de la Instituția de Tehnologie din Massachusetts. Grupul de studenți care erau fie plini de creativitate sau doar foarte plictisiți au decis să ia jocul clasic și să îl proiecteze pe o clădire uriașă. Clădirea avea coloane drepte de ferestre pe care studenții au reușit să le hăcuiască manipulând luminile din fiecare zonă individual pentru a crea cel mai mare Tetris din istorie. Pe cât de uimitor a fost crearea acestui display interactiv, într-un fel, aceste genii nu au reușit să curețe nici măcar o singură linie. 9. Ok, din afara clădirii intrăm acum înăuntru în bârlogul unuia dintre cei mai mari influenceri din gaming și streaming. Deja cred că știți despre cine vorbesc, este Ninja. Dacă acest nume nu vă sună cunoscut, probabil că ați petrecut prea mult timp pe afară bucurându-vă de frumusețile naturii. În orice caz, Ninja și-a început cariera jucând Halo, dar recent acesta s-a concentrat pe Fortnite. Acesta este fără îndoială una din principalele fețe din industria e-sports și are un sold bancar care îl sprijină, care conține aproximativ 17 milioane de dolari, deci cum exact a exagerat acesta? În primul rând, acesta a recunoscut că face stream și se joacă cam 10-12 ore pe zi. Acest lucru în sine este deja prea mult, dar adevăratul lucru care îl duce la un alt nivel este sistemul său de gaming. Este foarte scump și impresionant totodată. Setup-ul lui Ninja are în componență 3 monitoare HD și un calculator de gaming format din cele mai bune componente de pe piață.
Doar calculatorul său valorează aproximativ $5,000. Acesta mai are un calculator dedicat doar pentru streamuri. Totul s-a schimbat când cei de la Red Bull au venit și au renovat întreg sistemul său într-un paradis, Bârlog 2.0. Acesta are următoarele caracteristici. Iluminare LED care se poate schimba, prea multe televizoare gigantice, camere instalate pentru tot și chiar și un sertar cu boluri pentru câinii săi. Pe locul 8 avem un băiat care a privit World of Warcraft din alt unghi. Cunoscut sub numele de Votola, acest jucător și-a făcut prezența în World of Warcraft la un alt nivel. Votola și-a luat un caracter și l-a dus până la level 100. Acest lucru poate suna impresionant, dar în realitate nu este atât de dificil. Ți-ar lua decât doar puțin timp și dedicație. Lucrul incredibil reușit de Votola este însă atingerea nivelului maxim cu toate caracterele, 100 la număr. Nu doar o dată, ci pe două conturi. Acest lucru înseamnă aproximativ 1200 de zile cu, să spunem, 5 ore pe zi de joacă, aproximativ 7000 de ore, o perioadă de timp ridicol de mare. 7. Mai departe avem o poveste de iubire și provocări, iar aici nu vorbim despre Frumoasa și Bestia. La numărul 7 vă rog să-l salutați pe unicul Seal 9000. Acesta nu și-a dezvăluit niciodată numele adevărat, dar știm că este un om din Tokyo. Oricare ar fi numele său, este de precizat că Seal era îndrăgostit de Nintendo 3D-ul său. Consola avea Love Plus instalat pe acesta, o aplicație care îți prezintă un caracter robot numit Nene Anagasaki. Nene avea abilitatea de a reacționa la cuvintele jucătorului. Dacă cineva a văzut filmul Her, este exact aceeași poveste. Seal era îndrăgostit de aceasta și îi plăcea să aibă discuții cu ea, dar asta este normal, nu e ca și cum s-ar fi însurat cu ea sau ceva. Ei bine, lucrul acesta chiar s-a întâmplat. Într-adevăr, Seal s-a căsătorit cu robotul virtual. Perechea chiar ar merge la întâlniri și nu numai atât, ar face și poze, lucruri obișnuite pentru un cuplu de rând. 6. Următorul pe listă este un om din Clemson, Carolina de Sud, care nu s-a însurat cu vreun caracter virtual, dar încearcă să combine lumea gamingului cu lumea adevărată, încercând să aducă un anumit joc la viață. Din nefericire, jocul pe care l-a ales nu era cea mai bună opțiune, considerând că prezenta un risc mare de pericol. Vorbim, desigur, de jocul Frogger, cel în care jucătorul trebuia să traverseze o broască peste un drum în mișcare. Nu trebuia să fii un geniu ca să-ți dai seama că fugind de pe o parte pe alta a drumului, în timpul traficului nu e chiar cea mai intelectuală decizie. Nu a fost însă o dorință de moarte, intențiile băiatului de 23 de ani au fost în spiritul Frogger. Tot ceea ce a făcut el a fost să strige start și a început să fugă. Din nefericire, dar deloc surprinzător, o mașină l-a lovit. Acesta nu este singurul caz care a avut loc, pentru că în San Clemente, California, niște copii au fost prinși jucând Frogger în fața școlii locale și în 2006 câțiva tipi din Austin au îmbrăcat un robot de curățenie într-un costum de broască și i-au dat drumul pe șosea. Pe locul 5 se află un tip pe nume Brett Martin. Acest om din Colorado trăiește și respiră jocuri video. Lucrul interesant este că acesta nu se joacă foarte mult pe calculator, nu are un setup ca al lui Ninja sau ceva de genul. Martin este un colecționar. Poți găsi în colecția lui orice are de-a face cu jocurile video. Totul a început în 1989, când părinții lui Martin i-au dat o mică figurină cu Super Mario. Revenind la timpurile noastre, lista sa de cumpărături nu s-a terminat niciodată, el având peste 8030 de obiecte diferite și figurine din jocuri. În 2012 i-a fost acordat recordul mondial pentru cea mai mare colecție de jocuri video, dar acesta nu s-a oprit doar acolo. Chiar dacă se pare că acest lucru se va întâmpla la un moment dat, deoarece soția lui s-a săturat de toate obiectele de colecție. 4. Cu toții ne aducem aminte de jocul video Kingdom Hearts, așa-i? Super! Un utilizator numit Aeronos Gaming a făcut jocul praf. Aparent, trecând de toate nivelele acestui joc era ceva prea banal, așa că și-a gradat caracterul până la 100, fără să părăsească măcar prima hartă. Acest lucru este mult mai greu decât progresul normal prin joc și nu suntem siguri care a fost motivația sa. Oricum, lui Aaron i-au luat 210 ore pentru a ajunge la nivelul maxim, în timp ce era tot la stadiul de începător.
3. Tot venind vorba de pierderea timpului în fața unui ecran, un utilizator re-edit sub numele de Treeboy Dave a făcut ceva destul de similar cu jocul Overwatch. Acesta a crescut în nivel până la 4300, jucând mai mult de 151 de ore cu fiecare erou. În Overwatch sunt 26 de eroi, așa că faceți calculul. Nu vreți să-l faceți? Bine, o să-l fac eu. Asta înseamnă undeva la 3926 de ore. 2. Următoarea este o femeie pe nume Carrie Swiddicky. Femeia din Bakersfield, California, a stabilit recordul mondial pentru cel mai lung maraton de jocuri video din toate timpurile. Dar ea nu se luptă cu începători sau adună loot în timp ce stătea la biroul ei, ci a dansat până când nu a mai putut. Cu un record incredibil de 138 de ore, Swiddicky a jucat Just Dance 4 pentru aproape 6 zile. Asta nu e tot. De asemenea, ea mai deține 10 recorduri, toate bazate pe maratoane. 1. La sfârșit avem unul dintre cei mai de succes YouTuber din toate timpurile. Vorbim de PewDiePie, care a atins suma de 100 de milioane de subscriber datorită videoclipurilor sale de gaming și streamurilor sale. Ce este în neregulă cu acesta este setup-ul său de gaming și streaming foarte costisitor. Lista aparaturii sale include un Canon PowerShot G7X II care costă $700, un Canon XA11 profesional care valorează peste 1000, un microfon în valoare de $1000, o tastatură mecanică de gaming de $200, un monitor Asus de $400, iar asta e doar puțin din tot ce are el. Cam asta e tot pentru cei 11 oameni care au dus gamingul la un alt nivel. Cât de mult timp crezi că poți dansa? Spune-ne în comentarii! Acesta a fost episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați la Doza de Spațiu pentru mai multe videoclipuri interesante. Aveți în descriere link-uri către Instagram și Patreon, dar și către celelalte canale ale noastre. O zi superbă vă doresc!